să-ți ai în pula mea cu minte, că mă super. Vin și peste tine. Păi și dacă vii cu avioanele așa în sus, nu poți să ieși către România? Nu, nu, eu te dau sus. Golane, te-am prins. Unde te uiți? Ha? Te uiți tu în ochii ei? Hai să ne uităm unde. Numai Dumnezeu poate ierta greșalele oamenilor. Da, noi putem râde de ele. A? Am făcut sectoral și am înghițit. Există posibilitatea să rămân gravidă? Și acum să vedem ce a răspuns o cititoare. Eu deja am o grădiniță întreagă în stomac. Urmează întrebarea. Boss, tu dai seama că sunt Dana la viața ei? Am 50 de kilograme. Până acum, haterii spuneau că țâțele armăcianci îi ajung acestea până la buric. De acum încolo, eu zic că o să-i acopem în totalitate genunchi. Alo, 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 Eddie, Eddie, șteze, paro, paro, paro. Alo, alo. A rămas armăceanca gravidă. Eu cred că a făcut-o ca să mă iasă în evidență, că era de mult uitată. Iubire! Da, iubire! Ce număr porți la pantofi? 36, 37, de ce? Biseră porți 38, 39, că-ți mai dau eu două numere. Atunci când? Când de ce? Când e benzina mai scumpă decât biletul de RATB. Din seria? Ce bine stă mașina pe curbe. Curbe sau curve? Cu B sau cu V? Băgă-mi aș f*** măta de pervers. Atunci când te duci la nuntă, l-ai băut deja darul mirilor. Deci, m-a speriat de așa de tare mai devreme. Am luat ceva cu partea din dreapta, a sărit mașina, deci am crezut că e o pisică. M-a luat inima, boss, dar nu era, mă, era un copil de ăsta cu trotineta. Aaa, eu ghibe. Uite, păi și ne l-am întâlnit noi aici, Iana. Uite la mama lui și de frumos, mășcat. Exact, ce ziceam în episodul trecut. Fără rodă, dacă îți puți asta o labă când e flămâi și n-are de mâncare, te întorci înapoi de unde ai venit pe lume. Ce-a face gândacul de bucătărie când găsește mâncare pe masă? Mama, dar de ce m-am născut după 9 luni de la ziua lui tata? N-am avut bani de cadou. Deci, când n-ai bani de cadou, poți să-ți dăruiești o bucată de p***, că tata nu se supără niciodată. Excuse me, ma'am. I have a boyfriend. Ok, asta e bine, vreau doar să te anunț că ai pană pe față. Ia uite pe mnearul p***. Asta și-a făcut-o franjur. Ce franjur, boss? Direct mileu. Mileu? Mergem la pădure să culegem m***. Bă, pune-ți pe indicatorul cu gabarit de pășiți că moare lume. Cine să trăiască? Păi să trăiască copiii, matale, că te-au lăsat să te faci turtă. Hoașca, că am pierdut semnalul, nu? Dar dumneavoastră aveți copii, da? Eu am fost însurat. Acel moment când mama e de fapt tata. Toată lumea se tepe de el. La păcruitorul lui îl doare în p***.
what the fuck? Când e 4 iulie la american, e scuzabil orice. Salut, băiatul, vină un pic, te rog. Salut. Mai este mult pe la Milmoi? La Milmoi? Mergi drept înainte pe Miobelești, după aia faci stânga pe Mesugi și după aia te stergi la gură și te duci dreacu cu glumele tale. Cine ești, o venta, Doamne, Când la 12 ești la Never See, iar la 1 ai slujba.